de cuvine aici. Ei bine, am poposit de aici, de acolo de sus, de la el, da, de la Dumnezeu. Pentru că am văzut că cineva a prins la geam o lumânare să le cheme pe ursitoare. Da, pe zile de ursitoare. Încă din cele mai vechi vechi, știm că taina Sfântului Botez ne este completă fără prezența nașilor și a moșilor, bunicilor și a prietenilor. Așa că el, îngerașa, a ajuns azi aici pentru a fi prezent la creștinarea micuței Daria Maria. Ne-am alăturat Dariei Maria împreună cu nașa Gabriela și moașa Nicoleta, care azi au devenit părinți spirituali în ochii noștri și a lui Dumnezeu. Știm că toți oamenii mari au fost copii, dar cineva de sus mi-a șoptit că prea puțin își mai aduc aminte. Voi venit să facem o călătorie în lumea poveștii, în minunata lumea copiilor. Daria Maria, numele tău ne-a rămit privirea și suflarea și ne-a stănit în inimă chemarea. Dumnezeu și părinții tăi ți-au dat viața. Nici nu îți imaginești ce bucur ești pentru noi toți. Eu, îngerașul tău, îți doresc să înțelegi minunile, ce încântă lumile. Iar vouă, dragi invitați, vă invit să vedeți o adevărată poveste cu magie și vulfară. Cu nașii și cu
spasă. Draga noastră, tu să fii cea mai bună dintre copii, să ai o voce duioasă ca mamei tale frumoasă. Daria Maria și dragi invitați, ascultați și luați aminte, firul vieții vă mântuite. Bine ai venit pe lume, suflet fără de păcat, Daria Maria este al tău nume și îți vă spune ce ai căpătat. Inima senină, de bunătate plină, o inimă iubitoare și o familie mare. Ascultați bine, măsita! Da, da, ascultați! Și pe mine, pe mine nu m-a anunțat, o să ursesc mustăți să crească. Unei mari vei avea, că pe urzitoarele vei chema și pe mine vei vizita. Azi plecarea drum de seară și pe mine, pe mine m-ați uitat. Iacă pentru a fi la mare! Surioară, nu te-am uitat și mai sunt. Nu te-am luat! Nu m-ai luat? Nu te-am luat! Păi, eu doar i-am urmat! Vrei să vezi am telefon? Nu! Voi, suratele necate! Mă urzesc! Mă chemele să mi le pierde! Și apoi s-a adormit rândul interiorului. Hai mă zi ce-au pățit dacă ne gândeau pe ei. Și dacă stau să mă gândesc, peste tot ne plive, în lume bună, adunată, și eu n-am fost invitată. Eu la voi tot am venit. Câteva cuvinte, vruncule, să-i vruncule! Vruncule! Aici te ascult! Vino! Pe la 101 ani,
Uite, răbdarea, oferă bunătate, dăruiește iubire, dăruiește fericire, dăruiește înțelepciune. Uite, răbdarea, oferă bunătate, dăruiește iubire, dăruiește de la s-a instalat un drum. Învață de la vlăvă că toate sunt mai scumpe. Învață de la piatră când trebuie să spui ceva. Învață de la doare că totul e trecător. Învață de la vlăvă cea e pe potece cum trebuie prin viață liniștită să treci. Iar acum, micuță, ține minte, nașa. Unde nașa? Nașa, te-a ținut în braț, iar în biserică a promis că o să-ți fie ca o mamă și o prietenă la drum. Vești o restă vieții, să te gândești la ea, că la mama ta de-a doua, care minele ți-l vrea. Nici pe bunici nu să nu iubiți, ci să iubești dreptul pe ei, în timpul o să spună numai povești. Da, să le fie ascultătoare, să se vine poate la lor, cineva ne va chema, nu? Dar înainte să plecăm pe părinți să-i felicităm, viață lungă le urăm să te crească în bucurie, dragoste și armonie. Și înainte de plecare, pe naș și pe morți să-i aplaudă! Da, da, da! Dar înainte de plecare, pe bunici să-i aplaudă! Suntem ursi ursitoare, meștere și lucrătoare, și umblăm prin lumea mare. Suntem ursi ursitoare, meștere și lucrătoare, de departe ne venim, bune să ursim. Stimați invitați, înainte de plecare, eu, îngerașul, împreună cu zânele ursitoare, vom aduce micuței deliciul botez. În aplauzele dumneavoastră, tortul magic să să mai trăiască, cine